vecină? Cred că dacă te grăbești, da. Dar știi că ador plăcintele la micul dejun, tu nu? Nu chiar. Dar acasă, toți doctorii noștri spun că un mic dejun copios previne de vrozele pe parcursul zilei. Ați sunat, domnule? Da, Berta, o plăcintă, te rog. Pentru doamna. Să-i spun să toarne mai mult din acea chestie neagră. Dar nu este o chestie neagră, este o melasă foarte bună pentru ten. Mă rog, nu contează ce este, dar presupun că e în regulă. Bine, pe mine dacă mă întreb personal, nu-mi place cum arată. Dar nu sunt aici încă să reformez lumea, nu? Da, Berta, ce ușurare. Te rog să te ocupi acum de plăcintă. Bine. Da, dacă îi se face rău, nu dai vina pe mine. Haide că s-o mă duci. Te rog, grăbește-te, îmi voi pierde avionul. Acum, Berta. Bine, bine, mă duc. Astfel! Ce este, Monșeri? Nimic. Devine enervant. Femeia asta este mereu, mereu într-o stare proastă. Uite ce e vulpița mea. Nu te îngrijora. Așa este felul ei. Vă mă îngrijoresc că dacă va continua să fie așa, va trebui să scăpăm de ea. Pentru ce ești un pic? Nu cred că vă place. Ba sigur că te place. Da? Scumpă, dar este doar din cauza mea. Ceea ce mă numește. Pare să îi dea așa. Zece rămâne. Ce drăguț să spui asta din partea. E la fel și la tine? Desigur. Și de doare că sunt plecată? Da. Lăcinta, domnișoare, și chestia neagră. Mulțumesc, Betty. Mai dorești ceva? Da, Berta, o cafea pentru mine și pentru tine. Mă dragă, sincerul mie de ajuns! Slavă Domnului! Vezi, nu mă place! Uite ce... Dragă, când vine acasă, mereu ar să goasă, dacă vine timpul să pleci, iar o stilă. E, uite, este doar tristă că pleci. Asta. Și dacă aș fi fost aici tot timpul? Păi, am fi fost fericit, știi? Nu s-ar întâmpla asta. Nu, vai, dragă mie, spui de-a dreptul îngrozitor, dar ea spune în primul rând. Azi e sâmbătă, nu? Da. Voi fi în New York, New York, de la ora 5 și 1 minut, dar după San Francisco și mă voi întoarce direct aici. Da, am înțeles, dar aici, în Paris, cam pe la ce ora? La seara și plec din nou miercuri. Am înțeles. Cam pe la ce oră? 6:30, la locală. Deci orice s-ar întâmpla în San Francisco, tu te vei întoarce luni seară în Paris, la ora 6:30. Da, exact. E atât de drăguț cum trebuie să vorbești tu mereu. Așa te mai încurci, știi? Ce faci? Ce să încurci? Treburile mele cu afacere, sunt un om ocupat. Vezi tu, toți tu, ca să poți sta de luni până miercuri, nu mă ești un geniu. Știu. Dar știi mai bine, te-ai grăbit. Vrei să scapi de mine, nu? Vai de mine. Știi cât de mult urăsc momentul ăsta să te văd plecând. Dar avioanele decolează, timpul trece. Cafeaua dumneavoastră. Mulțumesc, Berta. Berta, dragă. Poți să-mi faci o favoare, te rog? Depinde. E despre domnul Bernard. Poți să-i grijă de el până mă întorc, nu? Da, o să dau tot ce pot, dar este băiat mare acum. Dar ei sunt exact ca niște copii. Nu toți sunt ca domnul Bernard, el este unic. Da. Da. Uite ce este, Monșeri. Stai liniștită. Asta va face Berta, chiar va avea grijă de mine, să știu. Vezi cât de mult te apreciază, dragă. Dar îmi petrec viața apreciindu-l pe dânsul. Da. Foarte bine, Berta, mă poți aprecia altundeva. Da, nu-l aprecia prea mult. Te-ai putea îndrăgosti de el, iar eu aș fi foarte grasă. Mă îndoiesc
Ce avem la pus, Berta? Zborul american? Va pleca în câteva clipe. Păi nu știu, îmi aștept ordinele, domnule, și are orare, ele se schimbă și se schimbă tot timpul. Da, da, da. Deci, acum, domnișoare, când domnișoara jardin, vă zic aici pentru curăț. A, e bine, cred că mă pot descurca cu aceea. Știți? Dar nu înțeleg cum vă puteți descurca. E atât de greu. Berta, nu trebuie să-mi tot reamintești de fiecare dată. E, atât de cât mă apreciați, că eu doar asta am cerut, puțin apreciere. De zi, ce avem la plâns? Doamna Jacqueline, ce ziceți de Ratatouille? Nu, că am avut sâmbătă trecută. Desigur că am avut sâmbătă trecută. Și sâmbătă trecută doamna Jacqueline a fost aici. Și i-a plăcut. Da, bine, atunci Ratatouille. Și la cină? Ce ziceți de o fripturică, un miel? Ceva, de ce? Da, da, niște. Cu măsline? Este cu nu, 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 nu friptură de miel, nici măsline. Deci? Nu, pentru că domnișoara vrea așa, acum, la prânz, poate că domnișoara Catia, la 75. Păi, văd, că nu mai e nevoie să zic nimic, fără friptură, fără miel, înapoi la rată, pe varză, nu? Nu prea cred! Aia nu prea cred, nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Ui, monșerie, este aproape ora 10. Deci am timp să fac unghiile. Uite, Ege, fă-ți unghiile. Dar știi ce? Să nu dai vina pe mine. Dacă ar fi cu intens sau nefuțovești. Nu te mai agita atât. Nu pot să spun cât de fericită sunt acum. De ce? Pentru că pleci? Ha, nu fi prostuț. Voi fi transferată pe una sa bionică. Serios? Da, super voin. Are Berta și patru bujeturi Rolls Royce. Și știi bine că fiecare are putere de împingere de 19.000 km. Da, interesant. Poți să fii sigur că e interesant. E special pentru noi, dragă. Uite ce este, șerie. Eu înțeleg că ții munca în serios, dar să știi că nu înțeleg. Legătura are o împingere de 19.000 de kilograme. O voi face călătoria atât de repede, dragă. Așa, voi fi mai des pe aici și puteți să petreci la un timp împreună. Nu înțeleg. Nu poate, am făcut. Ba, da. Dar nici prea entuziasmat, nu prea întâi să fiu. Doar nu te transferi mâine, nu-i așa? Nu, mâine, dar foarte curând. Înțeles. Uite ce este. Dacă am vrut să fiu sigur de acest transfer, mă voi asigura că vei prinde acest avion dacă vrei să ajungi. La aeroportul din Orly trebuie să pleci acum. Cam are dreptate. Baza bună. Trece primejdearea aia, domnule. Absolut. Nu o să fie, stai niște, scumpa mea. A, domnul Castan vrea să vă vadă. Castan? Nu cunosc Berta niciun Castan. De fapt, stai! Robert Castan. Am fost în aceeași școală, am fost prieteni. Te rog, Berta, poftește la mine. Robert, dragul meu prieten, ciao! Tu aici în Paris? Cum mă mai duc? Sunt bine tu? Sunt bine tu? N-ai fi de bine, Robert! N-ai fi de minunat! Da, fă, lăsa. Ia zi, să fie 10 ani sau chiar mai mult. 11 ani și 8 luni.
Ei, orice ar fi fost, a fost mult prea mult atunci. Să știi, Pena, chiar mult prea mult. Și așa, eram niște copii minunați. Ce tot copii? Robert Gaston, un vechi prieten de-al meu. Cum sunteți? Janet Hopkins, americancă din naștere și stewardeză de profesie. American? Nu mai plâng brațul de ce-ați găsit sau Hopkins. Oh, thank you. Transporturile aeriene, după cum vă vedea. Și la Terry. Da. Dar, Bena, dragă, ai uitat cea mai importantă parte. Da, ai dreptate. Așa este. Care e parte? Noi doi suntem logodiți? A, desigur, desigur. Uite, Robert, este logodica mea. Felicitările mele, Bernard. Ești un om norocos. E splendid. Oh, e splendid. Da. Ia locul. Ea este americană. Robert, tu ești căsătorit? Nu, eu vin din Ex și la țară sunt lucrurile mult mai liniștite. Chiar, mult mai liniștite. Da, mai multă liniște. Noi sunt foarte multe fete drăguțe sud. Da, dar n-am găsit una pe placul meu. Voi redeveni parizian. Oricum n-ați fi interesată de povestea vieții mele. Acum eu tot mai plecam. Era și timpul. Nu plecați din cauza mea. Nu, desigur. Ești primul prieten de Bernard pe care îl cunosc. E un om așa secretos. Le ascunde pe toate. Uite ce e. Nici chiar așa. Uite. El este din Ex. Nu e chiar la o amăgătură de bolță. La mine să stai în Paris? Da, sunt aici pentru afaceri. Deci o șanse să ne întâlnim. Aștept până răbdare. Și poți să te interesezi de Bernard că sunt plecat tot? Dacă așa doriți. Da. Tu mai bine te-ai grăbit, dragă. Dar nu mai mă grăbi așa. În plus, trebuie să-ți mai dau încă un sărut. Scuză-mă puțin, Robert. Nu am nicio problemă. La revedere, doamne. La revedere. Te ador. Și eu, cumva mea. Șase jumate ora locală, da? Da! Ticălosule, trebuie să spun că te-ai descurcat uimitor. E o fată încântătoare. E destul de bună, nu-i așa? Destul de bună? Dacă aș găsi eu pe cineva pe jumătate, aș fi un om fericit. Ei bine, hai să vezi ceva. Whisky? Orice. Foarte încântătoare. Și ce primit este de aici, Bernard? Da. Poți vedea tot Parisul. Da, știu. Da. Încă ești din alea micuri? Da. Dar zi, cum te-ai venit aici în Paris? Ei, nu mi-ai spus. Vino să mă vizitez când mă vei face în Paris. Și iată aici. Oh, mon ami. Și dacă am vei da numărul agentului tău imobiliar, cred că am să mă stabilez și eu în Paris. Prea o locuință exact ca aceasta. Același aspect, aceeași priveliște. Un apartament ca acesta, fiindcă am să mă însor. Meno! Meu-i. Meno! Meu-i. Dar cu cine ești logodit? Cu nimeni încă. Cunosc o fată, dar ne cunoaștem vară. O fată încântătoare. N-am întrebat-o încă, dar eu zic că ar trebui să fie bine. Nu pot să rămân singur toată viața. Ei, da. Să știi că a râs bine. După mine. Mă, care vine. Și doar îți vinișul. Păi ești încă tânără. Păi și ce? Și tu ești tânăr, ești în formă, te vei căsători. Bineînțeles, că nu. Nu mai. Nu! Păi, american ca aceea tocmai a spus că sunteți logodiți. Și
Stai așa, că te-am fost de acord cu ea. Da, uite, tehnic suntem logodiți. Da. Atunci vă veți căsători. Nu! Bernard, nu faci așa. Dacă sunteți logodiți, vă veți căsători. Nu e tehnic, e logic. Nu este logic. Nu este logic, Robert. Ia stai așa. Tu vrei să te însori, așa? Da. O iubești pe acea fată încântătoare, fantastică și așa mai departe, înțelegi? Nu știu. Nu sunt nebun după ea. Nu refuz să mănânc, nu scriu poemi sau chestii de genul. Dar ar fi frumos. Sunt și avantaje sociale. În cele nu sunt de repădat. Da. Ei, uite, Robert, dacă vrei, atenție, fă cum fac eu. Și cum fac? Poligamie. Poligamie. Da, poligamie. Viața perfectă, plăceri variate, știi ce? Ar trebui să încerci. Poligamie? Adică mai multe soții? Nu soții, logodnice. Ai toate avantajele lui. Chiar aici, în centrul Parisului. Avantajele unei paznicii. Iar aici, în Paris, fără niciun dezavantaj. Da. Așa că eu o duc bine cu trei. Trei e un număr perfect. Mai ține, ar fi teribil de obosit. Așa că, mai puțin de trei, ar fi, de fapt, mai mult de trei, ar fi mult. Dar e moral. Moral? Da. Robert, dar ele nu cred că este imoral. Eu de ce aș face-o? Ele știu că tu ai o singură logodică, nu trei. Nu e cazul meu. Trei logodici. Trei. Trei. Da. Da. Interesant. E pe cât se poate de simplu. Două, trei zile de gen, două, trei zile de gen. Da, asta e franțuzoaica, nu? Franțuzoaica? Da. Va fi și pentru curăț. Pentru curăț. Păi n-am ajuns la un micul de jos. Ba da! Da, știu, sunt pe muchiaș. Sunt pe muchiaș. Dar e pe cât se poate găsi. Pe cât se poate găsi. Ți-am spus, două, trei zile gemeni, două, trei zile jardin, două, trei zile Katia. Katia. Da, asta e rusoaica mea. Rusoaica? Asta e un harem internațional. Exact! Harem internațional. Și fii atent. Uite aici. Orarele tuturor zborul majore. Într-un singur volum. Un volum? Înțelegi? Da. Nu înțelegi, așa? Robert, până și un copil și-ar da seama. Ia gândește-te puțin. Toate logodnicile mele sunt toate stewardese. Stewardese. Toate trei. Toate trei. Toate trei. Trei stewardese. Trei. Fiindcă vorbe. Asta este și meseria, Robert. Și sunt toate niște fete excelente. Sunt încercate și testate. A fost? Sunt alese prin procedurile de admitere ale diverselor companii. În orice aspect, fizic, moral și intelectual. Așa că toată treaba e terminată pentru mine. Iar eu fac toate astea cu ajutorul unui prieten la Ori. El cunoaște stewardesele, iar eu dacă consideră că sunt singure, mi le prezint. Nu erau, sunt foarte curios, totuși cum îți dai simpatică, pentru că în teoria arată incredibil. Și vei vedea.
Și atât. Iată. Janet, americană, cea pe care ai văzut-o. Da. În 10 minute își va lua zborul spre Oregon. În vreme ce Jacqueline va fi în drum spre Caracas. Iar în câteva clipe, ea va fi aici, Jacqueline. Interesant. E o mișcare permanentă matematică. Exact. Iar Katia va veni această seară din Moscova. Prietenul rămâne la prânz? Da, Berta, va sta. Nu cred că voi sta. Va sta sau nu? Vei mânca cu noi și vei sta aici până îți vei îți o locuință în Paris, da? Unde va sta? Unde ea? Unde va sta ea? Unde? Unde? În ce cameră? Unde își dorește? Ah, grozav! Unde își dorește? Când doriți să mâncați? Când aterizează domnișoara Jacqueline. Mulțumesc, domnul Bernard, mi-e de mare ajutor. Și ce importanță are Bernard? Are, pentru că nu fragmenta. Unde e? Da, l-am lăsat în hol. Da, bine, poți merge mai târziu să vei, da? Uite, Berta, domnișoara Jacqueline va fi aici, dar acum, dacă a avut vântul în spatele ei. Să sperăm că doamna Jacqueline a avut vântul în urma ei, așa vine la prânz. Da, puțin că așa mă gândeam să plec, Berta. Este o scrisoare adresată domnișoarei Jacqueline. A venit din America. Și nu poate citi până nu va veni. Ai! Serios? Da. Evident, Berta, că nu poate citi. Na. Ia fii atent, Robert. 3, 2, 1. Iubire! Oh. Vedeți ce vreau să spun? Robert Castan, un vechi prieten. Bonjour, Robert. Așa-n te. Da, da, eu sunt un prieten de care îl vedeam și abia am apucat să vin să îl văd. Am înțeles că tu ești următoarea, tu urmează să vii, că te aștepta. Sigur nu vă deranjez. Oh, no! Je suis așa-n te. Ești primul prieten al lui Bernard pe care îl întâlnesc. Nu mi-a prezentat pe nimeni niciodată. E așa un buznic. Ei, un buznic, da, cred. Da. Sunt epuizată. Nu ai idee cât de bine să vezi soarele. A fost groaznic acolo. Știi că am fost vizionat la Helsinki? Poliția metropolitană prevedea o furtună, dar a fost mai mult un uragan. Și ceață și vânt din toate părțile, plafon de nor la 400 de metri. A fost în doar după ce am trecut de canal. Dar oricum, tot ceea ce contează e că m-am întors. Ai avut grijă de tine, iubire? Ce vrei să spui, scumpo? Ce băiat bun. Ți-a spus că ne-am căsătorit? Nu! Mi-a spus că sunteți zăvădiți? I-am spus că ești pisicuța mea, că ești frumoasă. Nu e așa că ți-am spus? Da, Robert, da, o mișcare permanentă, pur, matematică, o nemțoaică frumoasă. O pisicuță frumoasă. Mi-a spus atâtea complimente. Și ești de acord cu el? Da. Ce interesant! Îmi place prietenul tău, Bernard. Ar trebui să aflăm să-l cunosc. Deja l-am invitat. Am minunat. Nu pot. Nu? Faci cum am spus. Mai am doar 3 ore până când plec spre Caracas. Oh. Și asta îmi amintește de... De ce? Super caravel. E atât de rapidă. Da. Poți să te văd mai des? Mm.
Clară, știi ce? Îți amintești să-mi dai noile orare, da? Desigur, am minut. Dacă avioanele tale vor deveni mai rapide, va notova, dacă vrei? Robert, astea necesită timp. Nu se vor întâmpla toate. Totată. Totuși, Bernard, țin să te felicit. Am încercat să-mi dau seama care e mai frumoasă, dar nu pot. Din păcate, nu are cum să te aranjeze, pentru că amândouă sunt logodite. Da, amândouă sunt logodite. Oui. Bună, draga! Bună, bună! Baby. Păi n-ai ajuns aici? Ai venit la ora 11, nu de 7. Am înțeles. Păi și ce să faci? Auzi, să mănânci în avion? Lasă, dragă, că ne înțelegem noi ca între logodnici. Da, bine, bine. Ce te fac? Ce, nu s-a ca întârzie? Da, e blocată la Moscova. Am ieșit cumpărate în varză murată! Îmi pare rău pe... O, bunele Dumnezeu, aici nu e piață de servitoare, domnule! Da, bine. Da! Nu că ceva! Hai, scuipă tot! Scuipă tot! Da, am uitat ce e! Cu toată nebuneala asta crezi și eu că am uitat. Ei, lasă, că ți-amintești! Da, da, mi-amintesc și mă voi reîntoarce când îmi reamintesc. Da, să te întorci, că te aștept. Da. S-ar putea să fac o schimbare în programul zborurilor, din cauza vremii. O schimbare? Auzi, dar nu-ți va influența zborul? A, nu. Loc să plec la 15, voi decola la 16. A, ce bine. De ce? A, ce bine. Am spus-o ce bine? Da. Bine că ai spus, oh, ce bine. Am spus-o ce bine, pentru că era exact faptul că mai am o oră de stat în plus cu tine. Oh, Chiertel. Deci, cine a fost? Cine să fie? La telefon. Era altă femeie. Cum Dumnezeu să fie altă femeie? Știi că numai pe tine te ador. Nu e așa, Robert? Da, numai pe tine te ador. De jur. Draga mea, nu fi prostuță, mă supă să știi. Ah. Bine. Deci, îmi poți spune? Ce să-mi spun? Cine era? Cine era ce? La telefon! A, la telefon? Telefon? Da! Ai greșit! Da, nu mă greșiți. Aha. Și asta ce? Ce să fie ce? Scrisoarea este adresată domnișoarei Janet. Cine este Janet? Janet? Uite, nu cunosc nicio genă, ci nicio scrisoare. Scrisoarea asta, bă! Da, da, dar să știi că eu am văzut. Cu Robert. Și-a apărut așa din nicăieri, a? Mi-am amintit ce e asta! Doamnă! Ce faci, Berti? Toate la fel, doamnă. Ce ți-ai amintit, Berti? O scrisoare? Aha! Vă știam că e o scrisoare, dar este adresată domnișoarei Janet. Cine este Janet? Janet? Cum nu zici o Janet? E bine, ce se întâmplă, Bernard? Auzi, Bernard, avem un vecin... Foarte simplu s-a rămurit. Da, e vina mea, îmi cer scuze, doamnă, îmi
pare rău, domnule. Eh, lasă Berta, că cu toții greșim. Da, cu toții greșim. Da. Și acum dacă vreți să-mi dați scrisoarea. Să eu dau. Domnul nu-i portar, să eu dau, să eu trimit. Da. Apropo, frânzul e gata când veniți. Mersi, Berta. Am înțeles de parcă apartamentul ăsta ar fi al meu. Da, dar nu este ușor. O, știu, Berta. Spuneți-i că nu este ușor. Ai auzit? Nu este ușor. Da, eu mă duc. Da, Berta. Da, da, oricând doriți. Frânzul e gata. Da, uite, într-adevăr așa este. Cum spune Berta? Dar noi dăm tot ce avem mai bun, știi? Și... voilà! Viața de familie minunată, Bernard. Ai dreptate, Robert. Ai putea încerca și tu. Ia-te după Bernard și găsește-ți o logodnică. Iau după Bernard? Da. Să găsesc o logodnică? M-am venit destul de bine. Îmi sunt de ajuns. E deja și 25, trebuie să ne grăbim să luăm prânzul. Vezi cum se face, mon ami. Aoleu, Bernard. Acele uniforme de stewardeză sunt incredibile, nu-i așa? Irezistibile, rog! Oh, la naiba, Bernard! La naiba! Ha! Avem specialități francezești. Super! Da! Mereu visez la lumea.
întors la apartament și la micul meu Bernard stând aici, singur el și gândindu-se la mine. Bunule Dumnezeu! Și mă trezesc la 19-20 de mii de kilometri altitudine, cu o viteză de 600 de mii de pe oră. Iar dacă n-am nimic special de făcut, mă furișez în cale. Acolo sunt singură. Mă uit pe cuplou și mă holbez la stelele care dansează și la lună. Îmi zic că și Bernard se uită la ele. Mă simt ca și cum ne-am uitat prin ochii cerului la printre planete meteore și nebuloase. Sunt nebună de fericire, Bernard, nebună de fericire! Ce faci asta? Păi și vorbeați la lună că-s plecată? Păi sunt sigură că se uită chiar acum! Și gândiți-vă că nu sunt întotdeauna acolo când o fac ce. A, nu, cred că preferă să rămână secret. Sper să rămână secret. Adică, mă refer că viața nu e la fel de frumoasă fără a te rătăci printre nebuloase. Berta, da, tu înțelegi aceste lucruri, așa? Da. Mereu mi-a plăcut să vorbesc cu tine. Știi ce e viața? Ești o femeie. Mulțumesc, doamnă! Sunt o femeie, nu doar o servitoare. Și știți, doamna Katia, noi servitoarele știm multe lucruri. Berta, ești foarte specială. Da, dar noi știm cum să le păstrăm pentru noi. Și țineți minte, puțin ne întreabă. Sigură de asta, ești foarte specială, ești ca un gardian, mă păstriezi fie în gândurile, că n-ar păstriezi flacăra iubirii aprinsă în inima lui. Da. Da, ești ca mine, capabilă de pasiune grosavă. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc! Sunt nebună de fericire, sunt nebună de fericire. De câte ori îl văd, parcă îl iubesc mai mult. Iar de câte ori plec, parcă sunt ruptă în bucăți. E foarte intens, nu? Da, e mai mult de atât. Sunt doar pasiune, Berta. Doar pasiune. Calmați-vă! Păstrați-vă, Carmen. Domnul Bernard va veni imediat. Da, ai dreptate. Am uitat să-mi pun părțile. Ai putea da, să... Nu, mă mulțumesc, ești o dulce, Berta, ești o dulce, ca de obicei. Da, mulțumesc. Măi, mă duce în bucătărie să mănânc ceva pe cheia și ce. Sunt nebună de fericire, Berta, nebună de fericire. Observ. Mă întorc în 5 minute. Da, te mai aștepta. Her and she kissed me. Like a fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like a sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful like sunshine.
Familia mea a produs ulei pentru întregul Provence. Provence? Ei, sunt în Provence, nu? Da bine, eu vorbim pe domnule. Eu mă zic, dar noi sunt în Provence. Evident. Ce păcat. Ați fost o vecină minunată. Sunteți amabil. Nici de cum, doamna... Katia, puteți să spuneți Katia din moment ce sunteți prieteni cu Bernard. Iar eu sunt Robert, ca asta. A trebuit să spun Robert. Încântat. Încântat. Nu-i spune nimic lui Bernard dacă chiar săruta, nu? Nu, dar o greșeală din nefericire. Da, dar o sărut e tot una. Da, dar... Și dacă n-ar fi fost din greșeală, nu-i spunea nimic, așa că... Eu îți mulțumesc, ești un gentleman. Dar dacă n-ar fi fost o greșeală, nu te-aș sărutat, așa că... Oricum o greșeală ca aceasta nici nu poate fi pusă la socoteală. Am fost așa din senin. Am și uitat. Atunci n-am semnat nimic. Păi, nu mi-e dat prea mult timp să beneficiez, deci... Deci... Pentru a asigura discreția absolută, eu zic mai dai unul. Da, domnul, dacă nu-i primit. Nu te aștepta el, e mereu surpriză, dragul meu. Surpriză putea fi și neplăcută. În schimb, a fost una plăcută și n-am apucat să beneficiez complet. Așa că așa. Dar ar fi groasic să te sărut din nou. N-aș mai avea ce scuză pentru greșeala mea.
Și aș fi gata asta pentru tot restul vieții mele. Hai să nu exagerăm. Voi că nu cunoaște sufletul rusesc. Domnul Vladimir. De aceea nu știu ce e binele și ce rău. E, rău. Când te vei căsători cu Bernard, te vei săruta cu toți prietenii lui. Dar nu e ură. Iar în momentul în care Mireasa sărută toți prietenii mirelui ei, ele de față, el se uită. Niciodată n-am fost atât de corect, dar tu? Sunt circunstanțe speciale, nu? E la noi. Nu cred că noi suntem speciali. Din potriva, trebuie să ne simțim chiar foarte vinovați. Te singur, singur, în apartamentul bunicul meu, până la urmă. Oh, hai să nu facem o tragedie. Atunci, de cine ești? Pentru că amândoi suntem din ex. Dar nu din același ex, nici pe departe, ex la șapel. Ex. Vorbim numai despre ex. Nu poți să accepti un sărut inocent? Ar fi al doilea. Nici nu am fost pe primul. A fost multul meu de a spune bună. Ești foarte frumoasă. Dar eu sunt logodită cu Bernard. Exact. Nu vei mai avea o altă ocazie. Probabil nici eu nu voi mai avea. Dacă ne aflam în America, ne puteam săruta câteva de din parc. Iar dacă acel lucru nu e rău în America, aici ce ar fi? Până la urmă, America e o țară măreață. Dar și e și Rusia. Vezi? Și e Rusia o țară măreață. Ia mai surprins, unde pleci? Te părăsesc doar. Ajungi și la concluzia că toate logonicele rusoace se rădă de 20 și îmi dau păgură pe prietenul colegului și mi-e adevărat. Ei, bine, am auzit de cazul unde... Nu, dar și ce faci? Nu e corect. Nu e corect. Nu e corect, dar nu-mi place. Dar eu îl iubesc pe Bernard. Da-ți pe Tania. Katia! Am ajuns! Bună, ați văzut-o pe... știți, a venit rusoarica. Da, Berta, am văzut-o. Ah, e în camera ei? Da, Berta, da. Bine, mă duc și la fie. Stai. Am să vedeau eu. Mi-a văzut, bă? Da. Ați făcut cunoștință? Bine, deci presupun că e regulă dacă îi dați dumneavoastră țigări. Da. Spuneți, Berta. Plăcere, domnule. Berta, nu ai altă treabă. Bă, sincer, chiar nu am altă treabă. Ok, atunci, părinte, ești tu prin altă parte. Domnul vrea să mă dea la o parte? Nu, Berta, vezi tu, eu doar spuneam că... Văd foarte bine și văd că vreți să plec. Nu e adevărat, Berta, eu doar spuneam că aici nu mai e nicio treabă de făcut. Și nici în altă parte nu am altă treabă decât. Atunci caută-ți, nu știu, ce mai aștepți? Nimic! Nimic! Katia! Ce e? Sunt eu, Robert. Mă, lasă-mă în pace, vreau să mă relaxez. Am țigări pentru tine. Au, oh. Bun, atunci poți intra. Dar gândiți-te la tot acel aer proaspăt. Poți respira. La mâine.
Voi pleca în jur de ora 11. Acum! Acum, trebuie să plecați acum, Bernard. Acum? Plecăm mai târziu, după cină, în jurul orei 11. Da, dar gândește-te la tot acel peisaj cu copaci, cu păsărele, iarba și... Și e bună și bună și... Dar va fi, știi cum? În această perioadă a anului va fi idilic. Nu, prefer să stau aici. Da. Să-ți mai spun, în jur de ora 11. Acum! Ar trebui să plecați acum, Bernard. Nu fi așa. Gândiți-vă la voi. Orice secundă pierdută vă poate fi fatală. Ați putea muri. Mai ales tu, deci mai puțin palidă. Eu? Da, dar e sigur palidă. Nu, e, o să-mi refac machiajul. Nu se poate. Ce mai e? De ce? Erai într-o lumină proastă. Acum, acum ești perfect. Poate puțină pudră. Nu, nu e voie. Mi s-a părut, am văzut și-o greșit. Nu, ești excepțional. Da, este un băiat foarte bun. Mai mult decât îți poți imagina. Dar nu știi, Robert, este dreptul femeii să mă achiziționeze de cină? Alte femei? Poate da. Dar tu ești perfect, ești senzațional, ești un miracol în toată regula. Ce e asta? O declarație de dragoste? Robert, ești mult prea entuziasmat. Calmează-te, o totu! Sunt foarte calm! Observe! Mă bucur că observe! Eu doar spun așa că trebuie să o petreceți noaptea în San Germán. Voi pleca în jur de ora 11, Robert. Bernard, ar trebui să plecați acum! De ce? Pentru că este foarte frumos peisajul acolo, trebuie să-ți explic și ție. Da, bine. Bine, eu acum mă duc să-mi refac machiajul. Nu. De ce? Las-o dacă vrea să-și facă machiajul. N-ar trebui să contrazici o femeie. Exact. Ba, ar trebui. Ba. De ce? Faceți lucrurile să fie dificile. Ar trebui să înțelege. Ce să înțelege? Ce să înțelege? Nu mai țin minte când am venit, că mi-ai spus: ce faci, Robert? Ce mă bucur să te văd. Acum spui că nu te bucur să mă vezi? Da, e adevărat așa. Păi mă bucur. Apoi mi-ai spus: unde sunt bagajele? În hol. Ok, du-te, ia-le și apoi te poți duce în camera aceea. Dormitorul nostru, Bernard! Am spus eu... Da, Bernard, aș minți eu pe tine. Stai un pic, ți-am spus că... Bernard! Ai spus, e chiar dormitorul meu. Robert, e diferit acum, s-a întors rapid. Deci va trebui să-mi dai camera la copii. Da. Nu pot. De ce? Mi-am desfăcut și un bagaj pe acolo. Dar nu m-aș uita la lucrurile tale, Robert! Da, dar mi-am desfăcut și eu o valiză. De fapt, mi-am desfăcut toate valizele. Sunt lucrurile mele peste tot. E... șosete... chiloți... ață dentară... poza cu sormea... Până la urmă. Sunt un bărbat tânăr. Ținându-mi spațiu personal. Nu pot! Am fost crescut de sfinții părinți. Bine! Ești nebun! Dar v-aș sta de simplu să merg eu în camera de oaspeți. Ai și tu niște prieteni extraordinari! Stai! Robert, ești din toate mințile. Ce-i neregulă cu tine? Ce-i neregulă cu mine? Da. De Katia, de Rusoai, te-ai uitat cumva? Nu am uitat, Robert. Ea va fi aici în jur de ora 11. A, așa crezi tu? Da. Nu ți amintești? A sunat? Ei bine, cât ai fost tu plecat cu Jacqueline, a sunat! Că va veni mai devreme. Au! E acolo.
Uite, nu am înțeles. Ba nu știi ce s-a întâmplat, că ei toți sunt împotriva mea. Nu, stai. Ba, fix asta s-a întâmplat și știi ce voi face? Îmi voi lua bagajul și am să plec. Nu mai faci. Ba, aș face. Nu fi idiot! Nu fi idiot. Deci eu sunt idiot. Uite ce e, nu voiam să... Batista, ai vrut să spui ar, ce și ce voi face? Voi pleca, nu mă interesează! Robert! Robi! Bobi! Bă! Uite ce e, îmi pare rău! Uite! Pardon, 300 de mii de mile pe care o schimbare pentru mine stau în plumb papuci.
spus eu că vrei tu să mănânci niște crembuși de Moscova. De Moscova. Ah, da, crembuși de Moscova. Asta e pota mea. Sunt timp. Dar nu mai vrei mica ceva de ta. Barzacră. Nu, dar detest barzacră. Da, hai să mergem. Bine, nu mai existați atât. O să mergem în Saint-Germain și ne întoarcem aici pentru cină. Da, vom vedea și vom vedea. Hai să mergem, că voi fi liniștit până la trânsul. Nu mergi? Nu. Nu, nu, Tomaș, te înțeagi. Bine, păi acum nu vrei să mă ieși tu, aieți? Nu, 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 nu. Scoteam, făceam. Bernard e plecat. Cu a
urmea cu Berta. Deci, te ascult. Păi, domnul Bernard a plecat. Și știu că asta știu. Dar când se va întoarce, nu știu. Vom afla când va veni. Da. Apoi, Trișca?
Mă rog, mâncați ce doriți. Poți să nu joc aici. Nu se poate. Nu, nu se poate. Aici cine aia? Aici e locul lui. Dacă vreți, vin cu dumneavoastră în bucătărie să vedem ce ați putea să mâncați. Ce-mi zic, Adelina? Vin din apteca! Nu, servesc, vin la vin și eu. Nu, nu mai am credere în tine deloc, stai acasă. Păi și unde pleci? Afară, nu ți-e clar? Păi, Berna mi-a spus anuze de tine. Știi ceva? Ai mult ca suspiciut avea grijă de mine. Plus acea privire mult prea curioasă în acel castanii și păcătoși ai tău. Sunt căprui, vine să-i vezi mai de-aproape. Îi văd foarte bine și de aici. Ia asta. Ce caută ceata asta americană aici? E a mea, a mea. A ta? A mea, a mea. Haioasă ceată pe un bărbat. Păi da, dar țin și eu ușoarele mici aici. Dacă ai fi fost un patriot adevărat, ai fi serios lucrurile mici într-o ceată marca de mie aerine franceze. Da, nu m-am gândit la asta. Păi da, cum să te gândești? Ca așa sunteți toți, insensibili, nechipsuiți și nepatriotici. Este normal! Au Franța! Bărbații sunt îmbrăcințile doamnelor. De ce spui asta? Am un stilou Parker și câteva lucruri personale. Mă pot scrie pe cuvânt. Păi, vezi că eu nu voiam să... Adică era aici și să mă așez și... Știi ce? Asta e o porcărie. Doar nu credeai că o să-ți furt din geam. Nu, doar. Vrei să bei? Ok. Și bine ai gândit? La ce? La americani și de originele. Da. Și te-ai răzgândit? Da, m-am răzgândit. Femeia de ordinele, iar Bernard trebuie să se supună. Așa ar trebui. Dacă vreau să mă simt bine acasă în dormitorul meu, o să mă simt bine acasă în dormitorul meu. Așa se face. Și fără ca Bernard să se întoarcă. Simte-te ca acasă. Niciodată. Cum ai putea să te căsătorești cu un om care muncește?
oportunitatea asta. Dar știi, noi suntem exact ca francezii, foarte serios când vine vorba de iubire. Oh, serios. Serios? Greu de spus. Nu, dar m-ai luat prin surprindere și nu mă așteptam să... De ce acum te aștepți la asta? De ce? Vrei faci din nou? Probabil. Dar nu ne vom săruta doar așa, degeaba. Ești nebun? De ce? Păi nu te iubesc. Înțeleg. Îți iubesc doar gura. Să facem tehnic. Se va formula o opinie tehnică. Ești pregătit? Sunt pregătit? Vezi? Mă, mai bine ca prima oară. Asta e tehnica americană clasică. Acum nici nu mai luam prin surprindere, dar mi-ai făcut urechile să ție puțin. Nu crezi că vom dormi împreună cu tine, nu? Cu mine?
trei bani. Așa am făcut? Da. Robert, ce vigiloasă. Eu ce vază? E totul clar, Berta. Nu, nu prea e clar. Da! Te rog. Da, bine, e clar. Puteți să pregătești camera cu vedere la curte. Foarte da. Vrei să te ajut. Ah, oh, ce drăguț! Păi nu era cu tine. Ba da. Da, am făcut eu și la restaurant. S-a supărat și în locul cine s-a ridicat și-a plecat. Era când am ieșit afară, nu mai era. Înțeleg? Am văzut dacă ați iau. A ieșit afară. Ah, bun! Deci tot ce trebuie să fac acum este să o scot pe gene. Până mâine, în San Germán. Păi, stai așa. Și dacă se va întoarce ca de aici, nu știu! Nu știu! Nu știu! Uite, spui că... Îi spui că? Că nu știu! Spun uite! Îi spui ce dorești tu! Uite! A, îi spui ce dorești tu! E foarte simplu să spui! Îi spui ce dorești tu din moment ce eu o să vorbesc cu ea, nu tu! Robert, am o cădere nervoasă, care... Nu știu! Tu cum ești? Eu? Eu sunt foarte calm. La țară, lucrurile sunt mult mai liniștite, dar aici este totul despre risc. Nu riști, nu câștigi. Tu ești cam mult. Da. Este o cameră atât de mică și drăguță, exact ca la țară. Nu, dragă, castanie, nu pot ca să... Ce-a fost asta? Vântut? Da, mă duc să mă uit la ușa din față. A, ușa din față. Știi ce este spre față? Eu n-am văzut interiorul acestei camere niciodată. Unde e? Cine? Unde e? Am devenit isterici! Tu ai devenit isterici! Nu-i de-a să avem
Auzi, discuția asta nu e jenantă ca să te rog? Nu, sunt sigură că este de acord cu mine, nu-i așa, Robert? Nu știu, nu mă implic eu în chestia asta de dragoste. Uite, a spus cuvântul, iubire, trebuie să fiu mândri cu oameni, să spunem întregi lumi. Uite, da, într-adevăr, sunt total de acord cu tine. Dar nu în totalitate. Serios? Pentru că ești meticulos și vrei să-i asiguri că o să mă
nu-ți fac complicații, deci prea erași civil pentru ele. Da, fix așa e, da. Chiar așa sunt, da? Nu. Tu nu crezi? Da, poate. Poate. Îți place ca lucrurile să fie drăguțe și frumoase. Deci soțul prototip perfect. Acum o să mă duc să fac bani. O altă zi ca asta mă va ucide. Cum poți să rămâi atât de tare? Eu? Am un sistem nervos foarte bun. Bine, în cazul tău ai nevoie de mai mult de un sistem nervos bun. Ție ți-ar trebui, nu știu, o minune, o intervenție divină. Te mai scap de mult. Bernard, trebuie să vorbesc cu cineva. Sigur. Cum pot? Ce e bine este că... Ar trebui să se întindă, nu? Uite, nu pare a fi largul tău. Ai o, e o idee excelent! Unde? Robert!
Coincidență. Da, suntem surori. Ei, na, într-un fel. Fetată de fel. Într-un fetat, frumos. Și eu ești într-o escală. Da, o escală și tu. Și eu. Și cine duce aici în miez de noapte? Păi eu am venit să-l văd pe... Am venit aici. Nu prind! Nu prind așa! Ui! Ui ce? El e un lucrător! Oh! Da! Și unde este acest lucrător? Aici! Acum! Ce rapid! Mă duc la baie, fac o baie și mă întorc! Mamă, descăsătorice! Ce-ai venit aici în miez de noapte, nu știai că vii la locotnic? Ce minunat! Păi eu... a fost din cauza unui sărut din greșeală. Da. Da. Dragă, este târziu, hai să nu mai... Hai să povestim acolo. Da, știți, cu detaliile astea să știți că nu ajunge. Da. Da, multă fericire vă doresc. Mulțumesc! Sper să găsești pe cineva atât de... Ușor? Nu atât de dulce precum era Berta mea. Oh, dar mi-am găsit deja. Nu-i așa, Bernard? Poftim! Foarte! Da! Ești robotită cu Bernard? Da! Robot este mult! E târziu, e târziu, explică-o, o să vorbim mai... Nu, nu se poate, am fost robotită cu Bernard înainte! Poftim! Uite, ia stați! Lăsați-mă să vă eu am fost locotit cu tine. Ai fost locotit cu tine. Așa, așa. Păi, i-am dat seama că s-a îndrăgostit de, uite, de stelucătorul ăsta. Dar nu cunoștea pe Robert dinainte, doar după și... Uite, nu există niciun după sau înainte, cred. Tu ne este trecut. E atât de simplu. Atunci luminează! Da, luminează! Uite ce, nu te răspunde cu da sau nu. Bine. Ești logodită cu Robert? Da. Robert, ești logodit cu Katia? Păi, da sau nu? Da. Bun. Atunci, ce mai rând? A, eu. Sunt logodit. Asta e logută cu mine, da? Da! Sau ești un micinos? Eu micinos? Da! Ia spune rău. Ce să spun, prieten? Da, cel mai bun prieten al meu, vorbim despre mine și mă cunoaște. Domnul Bernard! Da. Trebuie să vorbim. Sunt ocupat. Logodit. Trebuie să vorbim acum! Da. Mâine, Bertrand. Domnișoarele se cunosc între ele. Da, da, după cum poți. Se da, după cum poți. Da, da, încep să se cunosc. Da, dăm voie să te prezint pe logodnica lui. A lui? Doar a lui? Da. Iar acum dăm voie... Felicitări! Felicitări, domnule! Da, acum dăm voie să ce prezint pe... Moștiu! Da, sunteți minunată, mă și eu la fel sunt terminată, de venit să spui la fie, până nu-i așa treia cu da. Eu? Da, da, vorbim mâine! Da, ne vedem mâine! Am scăpat cu viață. Destul de vii! Oh, și încă cum? Trebuie să vorbim! Vorbim nou, Berta. Da! Și la ora asta, și știți de ce? Pentru de ce? Că vreau să-mi dau demisia! E o rămășiță de impregătul domnului Bernard. Da, să lăsăm! Oh, uite! Serios, la ora asta e târziu, Bertrand. Da, e târziu! Trebuie să-mi dau demisia și știi de ce? Întrebați-l pe prietenul dumneavoastră de ce, că aici nu e viață de...
tale, că dacă l-ai dat toată ziua. Ai auzit? Pleacă! Da! Fetița mea, chiar asta da, voi! Da, ia-ți bagajul, du-te la tine în cameră. Nu, de, plecă doar în viață și nu vreau să-mi irosesc aici! Berta, uite! Uite, fac! Zinu! Dar ai s-a schimbat lucrurile aici. De fapt, da. Uite, îmi iau una de cap. Măi, și cu tot trebuie! Uite, Berta, fac o mărire! Vrei, da, uite, o mărire! Cel puțin 20%. Da, Berta, 50, 70, cât vrei! Da, uite. Nu mă poți părăsi, știi? Te rog. Da, nu-l poți părăsi. Da, dar și cu 20%, cu două femei aici e prea mult. Berta, m-am reformat! Ia uitați, domnul Bernard, demonstrați-ne acum, aici, ori niciodată demonstrați-ne cum v-ați reformat. Nu mai vine deloc. Acum. Lasă pe prietenul tău și... Nu pot să pălăm eu, Berti. Mulțumesc, doamne. Ah, am ceva pentru dumneavoastră. A venit azi dimineață o scrisoare din America. Oh, citești-o în pat. Nu, o citesc aici. Ba, da, o citești în pat. Nu, o citesc aici. Dar ce este? Oh, Doamne! Ce? Nu-ți pot spune. De ce? Sunt logodnicul tău. A, din nou aici opresc! Stai, Berta! Bernardi, m-am îndrăgostit. Știu. Da, nu de tine. Vrei să spui că ai avut alți doi bărbați în același timp? Unu? Trei. Am avut trei. Trei? Da. Am găsit un mexican. Am zis că va face primul milion. Că se va căsători cu mine. Și uite că l-a făcut! Ce drăguț! Un mexican? Da, un mexican. Bravo! Da. Arriba. Așa cred că să-l lași pe amin. Ce idee! Bună, nu credeți, domnule? Foarte bun. De fapt, deci tu mă părăsești. Da, dar asta o să fac, o să țin la bune prietene și o să-mi dau chiar și demisia. Uite, ia să puțin. Dar nu mă poți părăsi chiar. Da. Oh, da. Asta este. Da, mă trebuie să fac bagajul. Da, mă rog. Deci... Dumneavoastră rămâneți cu doamna Katia? Da. Logodiți? Da. Ne-am logodit în această seară. O plac foarte, foarte mult. Și dumneavoastră rămâneți cu doamna Jacqueline? Da. Logodiți? Logodiți. Da. Păi, cred că cu o mărire de 40%. Viața unei menajere se poate schimba pe aici. Da, bine, mai sunt. Dă-mă. Am fost și eu singură. Ce credeți? Că dacă m-am împiedicat, nu pot să duc. Pandemie ăsta. Da, poți să duc. Sigur? Sigur. N-ai cu țăpălă nimeni? Am mai auzit asta odată. Gata. Magazinele s-au făcut. La revedere. La revedere, Robert. La revedere, Janet. Până din nou. Ce se spune? Nu e imposibil. Ah, nu e imposibil. Stai, stai așa. Păi, am făcut-o toată seara. Ți se pare amuzant? Știi ce mi se pare amuzant? Ha? Că
când am intrat azi dimineață pe ușă, mi-ai spus: wow, Robert, să vezi ce incredibilă e viața cu trei logodnice. Iar acum te văd că rămâi cu una. Da. Uite, știi ce? Mă simt mai. Uite, nu mai mă afectează nimic. Chiar. Nu mai mă afectează. Eu știu ce mă afectează. Da? Alo? A, de că și șac și. Și ai o braziliancă? Ai răbdare. Uite, uite, îți mulțumesc, dar ai răbdare. Uite, știi ce, mă însor. Cu un Jacqueline, da, cu franceza ea. Da. Da. Obține detalii despre braziliancă. Hai să ce mascara asta. Da. Da, braziliancă. Gândește la asta pentru o secundă. Brenda, să mă gândesc? Gândește-te tu. O braziliancă. Alo, auzi, uite, brazilianca asta are. Este pentru un prieten, se poate? Bine, bine, uite, se dau la telefon. E cam entuziasmat. Alo, 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 da, da, eu sunt prietenul lui Robert, ca asta mă numesc. Aveți o braziliancă, da, 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 da. Și o japoneză? Și o suedeză? Da, 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 stați, stați așa să notez. Lăsați-mă, lăsați-mă două secunde. Da, la agenda, ce fac acolo? Da, două secunde, două secunde. Robert! Păi ce faci cu Thank you.
seama, ne vor mai iubi de dimineață când se vor trezi? Nu e imposibil. Mai spune o dată. Ce să spune? Nu e imposibil. Nu, nu arată fericică pentru mine. Moving down to my brother. Thank you.